Cunoscutul colecționar și publicist rus Marat Gelman a revenit după 35 de ani în orașul său natal, Chișinău. Gelman s-a întors pentru a se familiariza cu viața culturală a Chișinăului, cu creația artiștilor tineri și cu arta modernă de la noi, dar și să răspundă la întrebarea cum se face artă pe timp de război, cum este să fii artist într-o țară unde războiul este la ordinea zilei. Consider că ce se întâmplă acum e o crimă pe care nu o comitem noi. Nu e războiul Rusiei, ci al lui Putin. Noi vedem că Republica Moldova este aproape de conflict, simțim că este într-o zonă de risc. Suntem cu voi, adică cu Ucraina, cu Republica Moldova, în niciun caz cu Rusia putinistă. Marat Gelman a vizitat Muzeul Național de Artă din Chișinău. Cu ochiul estetic bine format, Gelman a observat imediat că una dintre lucrările colecționate de el s-ar îmbina armonios cu vernisajul de la muzeu. A fost destul să-l văd pe Horovski. El a avut două perioade, una oficială când era sculptor principal și pictor de stat și a doua când era lider al mișcării alternative. Pe un Horovski l-am văzut, însă pe celălalt nu. E un neajuns. M-am înțeles cu directorul muzeului că voi dona ceva din a doua perioadă. Marat Gelman, nu doar znamenit galerist, colecționer. Marat Gelman nu e doar un colecționar renumit și activist civic. El mai realizează proiecte interesante despre dezvoltarea regională prin cultură. Mi-aș dori ca în Republica Moldova să existe o atitudine normală față de cultura rusă, a Rusiei libere, pentru că oamenii de cultură nu trebuie asociați cu Rusia putinistă și cu regimul lui Putin. E o posibilitate să înțelegem cum se vede dintr-o parte ceea ce facem, de la distanța unei opinii de expert. Cred că e necesar să invităm și să ascultăm ce spun astfel de oameni. Cu siguranță, carantina a demonstrat câți oameni talentați avem, cum putem dezvolta arta și cred că avem nevoie de mai multe schimburi de experiență, mai multe întâlniri de acest fel, nu pentru a cunoaște doar ce se întâmplă în lume pe scena artistică, dar și pentru a reevalua modul în care înțelegem arta. Marat Gelman este invitatul de miercuri al ediției de știri în limba rusă. Urmăriți interviul în direct la ora 12.